ani și 3 luni am fost plecat la un cer de rugăciune și seara când mă întorc acasă, soția mea era tare bolnavă și îmi spunea în felul următor: mă doare foarte tare capul și simt că nu mai pot să stau în picioare. Era însărcinată în luna noua, eram foarte îngrijorat și am spus: ce se va întâmpla? Acum trebuie să alerg la un medic să văd ce se întâmplă. N-am putut să alerg la medic imediat, că n-am avut sursa aia, dar am alergat la ceva prieteni de familie și caută tensiunea și soția mea vrea aproape 300. Că să cadă jos, să moară. Așa, nu știu cum am ajuns la spital, dar știu că am ajuns, aleluia, mergând la urgență. N-a mai stat de vorbă la urgență cu noi. A și urcat-o și a băgat-o în sala de operație. Dar îmi spunea medicul care era de gardă: auzi, domnule, nu știu dacă voi putea o salva, dar măcar copilașul să ți-l salvez. Eu îi spuneam în felul următor și binecuvântam mâinile. Se grăbea, tot pe fugă era. Am spus: Domnul să-ți binecuvinteze mâinile, dumneata vei tăia, dar cel ce vindecă Iisus Hristos, aleluia. Eu am spus: nu salva copilul, salvează-i pe amândoi. Că știu că Iisus este acolo în sala de operație, aleluia. Și spuneam felul următor: ai o credință puternică, tu ești un om creștin, îmi spunea, da, sunt omul Domnului și cred că El s-a atins, aleluia. În urmă, după 20 și ceva, 30 de minute, mi-aduce copilașul sănătos, aleluia. L-am sărutat și eram foarte bucuros. Și îmi spunea felul următor, medicul: auzi, du-te acasă. Du-te acasă și hai dimineață că urcăm la maternitate și o să te bucuri împreună cu soția. Am mers acasă, bucuros, slăvit să fie numele Domnului. Toată noaptea am plâns de bucurie că Domnul m-a binecuvântat cu un copil sănătos care se numește Elisei. La ora 7 primesc un telefon și îmi spuneam felul următor: domnul meu, prezintă-te cât poți tu mai repede la spital. Soția ta este grav și nu știu cât mai trăiește și o să moară. Atunci, prima mea sursă era cheile de la mașină și știu că am ajuns, dar m-am dus și pe roșu. Dar m-am dus. Era dimineață, nu era aglomerație, dar m-am dus. Când am ajuns acolo, soția mea era în comă și medicii spunea că nu mai dă șanse. Sunt martori aici care știu, nu vorbesc alte lucruri decât numai adevărul, ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Și spunea: nu mai există șansă, pregătește-te că o să moară, asta e, nu mai putem face nimic. Eu mi-am făcut partea mea. A fost o vreme când am spus: omule, nu mai vreau nimic de la tine, că nu se mai poate face nimic, tu nu înțelegi? Zic: auzi, există o șansă pe care o dă Domnul Iisus Hristos, pentru că El este marele vindecător. El este marele preot, dacă vrei. Slăvit să fie Domnul! Amin. Era prima zi, era a doua zi, era a treia zi și soția mea nu și-a revenit, tot în comă era. Eram foarte întristat, eram foarte supărat, eram foarte necăjit, eram fără vlagă. Acum eram 10 minute bine, imediat eram la urgență și eu, eram foarte întristat. Dar a patra zi, slăvit să fie numele Domnului, cum s-a întâmplat cu Lazar, așa s-a întâmplat și cu soția mea. A patra zi, am mers și am urcat la ea, urcând, intrând în salon, aleluia, soția mea mă întreabă: ce ai mâncat? Ce mare Dumnezeu avem, aleluia! Atunci, se uită medicii la mine și se uită asistentele și spune: auzi, spune-mi ce Dumnezeu ai. Soția ta a intrat prin urechea acului, a fost moartă și a înviat. Aveți un mare Dumnezeu. Soția mi-a făcut un infart, stop cardiac, blocaj renal și creierii inflamați în cap. Imaginați-vă cât i-a fost. Și Domnul Iisus a întins mâna, slăvit să fie numele Domnului. Familia mea era disperată, familia soției.
Știam că va muri. În gândul meu, cred că moare, nu mai știu ce se va întâmpla. Medicii tot una îmi spunea, dar Domnul m-a încurajat, slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Am ales să vă fac această mărturie, să credeți în vindecările pe care le face Domnul Iisus Hristos și să știți că El a fost, este și va fi. Lăudat să fie numele Domnului! Dacă aici sunt oameni care are bolnavi acasă, care sunt bolnavi în adunare și sunt disperați, în seara aceasta Domnul îți vorbește. El este sursa de vindecare. Aleluia! El așteaptă inima ta să-i opretai totală Lui. Aleluia. Și să spui, Doamne, vreau să slujesc cu adevărat. Mă gândesc la Apostolul Pavel. Fie că murim, fie că trăim, noi suntem a Domnului. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Dacă trăim, trăim pentru El. Dacă murim, e un câștig, că am câștigat viața veșnică. Dar să avem grijă că murim. Să murim în Domnul Iisus Hristos. Să trăim o viață nouă în frică și temere de Domnul Iisus Hristos. Pentru că e gata vremea. E scurtă. Și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Vine Iisus Hristos. Vino, Doamne, Te așteptăm cu drag. E dor de Tine. Vrem împărăția Ta. Acolo unde ne-ai promis. Că nu va fi plânsete. Nu va fi farmacie. Nu va fi necas. Și va fi bucurie Duhul Sfânt, unde se va cânta o cântare nouă. Lăudat să fie Domnul!